La bună și frumoasă întâlnire, dragii mei! Sunt Ovidiu Purdea Someș, un om care vine și pleacă, duminică de duminică, până acolo unde dorul își face popas. Cum găsesc eu asemenea locuri? După bătăile inimii. Merg pe un drum și unde văd un loc frumos, inima bate mai tare. Mă pornesc din nou la drum și dacă întâlnesc un om frumos, inima bate iarăși mai tare. Cum știe inima mea unde sunt locuri frumoase și care e locul și omul? După lumină. Am învățat că nu numai cerul are lumină. Au și iarba, și piatra, și chipul, și cântecul, și pașii, și pădurea, și graiul. O asemenea lumină dulce ca mierea am găsit pe chipul invitatei mele de astăzi. Are o frumusețe și o comințenie de parcă o știi și o îmbrățișezi de o viață. Nu, nu te speria, Doamnă, nu te-am îmbrățișat eu, ci lumina ce-mi trece prin suflet cântând. Spun bun venit la popasul dorului, cu un pahar de vară în mână, Ilenei Domuța Mastan, artista care are cel mai frumos cântec despre dor din lume. Trimisul meu bagie dor pe frunza dânghie lor. Iartă-mă, Ileana, dacă mai greșesc, dar mă ia și pe mine valul. E tulburător acest cântec, luna inelului. Dor și foc. Hai să deschidem popasul cu acest cântec și eu să spun așa. Trimisul meu bade dorul, ai la 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 la, pe frunza dânghie lorul, ai la 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 la. Eu i-am trimis dor acasă, ai la 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 la, pe frunza dânghie noastră, ai la 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 la. Domnișoara Domuță, de ce aveți un bilet aici? Și zic eu, colegele mele, da, zice, sigur e a ei, zice, da, sigur, zice, e a lui Domuța. Iau eu și citesc biletul așa și scria câteva cuvinte, zice, frumoasă,